mă uitam așa la tine, cum întrebai pe Roberta, cum dar vrei să o uite, pup. Hai să te uiți la celelalte episoade. Așa. Și acum îți spun sincer, nu de altceva, dar eu de fiecare dată când vreau să... Așa e o persoană mai dragă decât altcineva de acolo, o las ultima. Asta sunt. Eu nu cred că există oameni care, băi, nu-mi place de persoana asta fizic, dar are un caracter frumos. Eu nu cred. Păi asta pot zic să... și eu. Adică, exact. Bine, nu există... Să crezi că există. Bine, o apreciez, dar nu la modul și... de a fi într-o... Și hai să-ți mai spun ceva. Dacă tu te îndrăgostești o persoană care, să zic așa, nu... Nu te-ai îndrăgostit de persoana aia pentru fizic. O să ajungi să-l placi fizic. Să îl placi, da, la maxim, să nu mai fie altul ca ea. Da, aici da, îmi da, dau dreptate și Julie. E valabilă asta se întâmplă în cazul în care cu... tot pentru tine te atrage. Toată lumea spune, băi, ce vezi la asta sau la ăsta că n-arată bine, dar ție tot îți place. E problema noastră. Asta e că pentru că ne oprim de când. Asta zic. Trebuie să-ți placă. Doar la ce-mi place, ești frumos. Asta zic. Vrei să iau toate episoadele la rând? Să facem? La un date? Nu. Da, facem date, să vedem cum s-a luat Ștefan toate concurentele din emisiune. Vrei? Date așa? Mă, nu vreau să mă rog foarte mult, ca să știi, cu date-urile și cu toate chestiile astea. Nu, mă, oricum. Credea că te chem la date. Nu, ți-am luat în cap, pe bune, că... Mă, dar nu mi-au un cap, de ce spui că mi-au un cap? Îmi spui, pe tu, dacă ar fi venit doi băieți pentru tine... Nu vreau să mă grăbesc, dacă ar fi venit doi băieți pentru tine, ai fi reacționat exact la fel. Bă, nu știi exact ce se întâmplă, afară e mult mai simplu. Păi nu, dar vezi, tu zici niște chestii care pe nume trebuie să zic, că vorbim să știi acum, că eu oricum nu vreau să mă grăbesc. Că zici de parcă eu sar pe tine și așa. Ok, a fost neața Rebecca, din partea mea? Da, de dimineață. Grădina? Ok. De dutu. Dar vreau să vă cunosc în continuare. Dar poți să vă cunosc și că tu ai și pe asta, i-am zis și că eu nu, oricum, orice pare să că fie, vă supărați una pe alta. Sau nu, eu chiar mă supăr. Eu când și înainte, când era și doamna Andreea și eram pe conexiune, pe tine, între ghilimele, eram supărat. Adică nu pe ea. Eu i-am zis și, dar nici ea nu se supără pe mine. Nu, n-am făcut nimic. Ai spus că nu vrei să mai vin în camera roșie. Dacă știi că sunt aici, veneai sau nu veneai? Spune, nu vreau să Oh, nu sunt copil să fac din astea, dar mai nevastie mă atunci. Dar să trece repede, cum ai și spus. Da, nu mereu, oricum. Acum e ceva grav. Poate nu pot eu încă să înțeleg ideea că suntem în contextul ăsta și cunoașterea este așa. Adică, cum zice și tu, dacă eram afară, nu era chestia asta, poate nu era, dar eu n-aflam, să zicem. Nu, adică... uite, din partea mea, eu nu... Pentru mine, infidelitatea, eu când o văd, nu-mi place și mă duc direct să spun. Na, dacă aș fi cu cineva împreună, cine ar putea să-mi spună mie cineva dacă... Da, da. Mama a fost prea repede. Pe bune, șo! Trece cădeam timpul. Pe bune, hai. Așa, doar pe tine așa? Da. Hai, pa! Pa! Trebuie să fii pregătit. Ia, Larisa îmi dă spate. Da, asta e adevărat. Serios, Larisa îmi dă spate. Trebuie să fii pregătit de persoana aia. Foarte adevărat. Trebuie să fii pregătit și să-ți dorești cu adevărat. Na. Uite, eu, spre exemplu, din fosta mea relație, am învățat că nu trebuie să fii geloasă. Dacă un om e a tău, e a tău. Și punct, da. Jur, n-aș fi în viața mea. Am învățat multe lucruri. Și nici nu aș oferi lumea la picioare. L-ai salutat pe fratele meu. Ce aș... Te-a mai împăcat, că se vede. Dar ce? Ce zici? Ce? Nu știu, n-ai zis nimic să zici cu cine ai fost. Da, bă, uite. Ce faci acolo? Mamă, ți s-ar cui mustața. Ai stat mult? Cum a fost? Nu, mi se pare că s-a celat 5 minute. Da? Da. Ce zicea fata respectivă? Bă, nu știu dacă v-a dat conexiune sau nu, dar... Am întrebat de ce e atâtea gelozii. Și? Așa e ea. Deci confirmă cumva tipa respectivă că e geloasă. Da. Nu înțelege contextul momentan. Noi ne-am lovit deja, ele... Să sperăm că nu o să se lovească. Cum ne-am lovit noi. Patrick, trebuie să mergi în camera roșie, roșie, roșie. Ia. Care puteam să dor? Cine? Cred că e Patrick. Și eu zic. Ia. De ce te... Ia. Eu nu sunt în mine, dar... Sau Cosmin. Patrick, v-am zis. Patrick. Roberta. Nu și-a schimbat camera, cunoștri. Vreau, te rog frumos, să vină Roberta. O cheamă pe Larisa. Nu, ce ești așa șmecher la cameră? Tu ai văzut că să-i dau una la cameră? Nici măcar n-am auzit. N-am auzit. Am citit pe buze Roberta. Roberta? Da. Sau Rebecca. Sau Rebecca. E, efectiv, ambele nume se aseamănă, deci... Am zis. Și atunci cine a fost la tine? V-am zis.
Alin. Da. Alin. Și la Rebecca... Atunci are Bogdan. Dacă... Păi și asta, să vedem camera lor. Dar ce are ăsta de supărat? Da, ia, să ascultăm camera. Dar e nervos, ce are? Pare nervos. N-are cam așa pe el. Ce faci? De trandafir? Nu, tu, e... De ce am zis eu că e supărat? Ia uite-l. Este poziție de bombardier. Ia. Ce faci aici? Te-am chemat eu? Glumesc. Oh, și tu tot pe Robert ai zis că ai chemat. Mamă, alb-negru. Și tu tot pe ea ai chemat, că ai zis de gelozie. Îmi place soare, îmi place cum ești tu. Nu e mamă, și pe Rebecca nu chemat-o nimeni, frate. Ai pus-o. Bă, să te sculme, mă. Măi, nene. Eu aș fi zis că o chem mai mult pe Rebecca, sincer. Asta este prima noastră cameră roșie care n-ar trebui să fie cu emoții. Știu doar că mă simt cam rău. De ce? Știu. Ce s-a întâmplat? Ai mâncat? Un pic. Ce ai mâncat? Un sandwich. Atât? Sau ai avut ceva discuție cu fetele pe acolo, prin casă? Pe ce întrebare asta? Nu mi s-a făcut rău de la asta. Cum că pe Rebecca a chemat-o, știi? Nu. Sau? Păi a fost cu gelozia, nu? Păi nu cu gelozia. Mi se pare că Robert a auzit de gelozie. Și a zis lui că e gelos. A zis că e și ea. Adică i-am spus, nu mai fi răzbunătoare. A, deci Robert e. Bă, nu zic. Nu zic. Am vrut să te întreb ceva. În legătură cu toată situația asta cu Ștefan. Am auzit că nu m-ai pupat, m-ai pupat. A fost el pe la voi pe acolo prin casă și tot nu știu ce s-a întâmplat. E un trio între tine, el și Rebecca. Tu păreai geloasă la un moment dat? Eu doar glumeam, adică... Păi bun, și nu ți-e frică că poate prin glumele astea tale omul percepe aiurea situația? Păi și el face glume de gelozie. N-ai cum să fii gelos acum, adică e normal. Ce glume a făcut de gelozie? Nu... Adică eu n-am fost, știu că... Ieri când dansam cu tine, de exemplu. Dar de ce crezi că se trag toate chestiile astea? Crezi că n-are încredere în el sau ce crezi că se întâmplă? Sau n-are în tine? În mine, nici n-ar avea cum să aibă încredere în mine. Probabil nu are încredere în el. Situația ce am povestit-o ieri cu Larisa, cum ai înțeles-o până la urmă? Adică, bun, în prima fază ai spus că da, tu te vei opri din toată treaba asta, dar cum... Nu știu, mă gândesc că te-ai gândit mai bine poate noaptea asta. Păi, dacă există cineva la mijloc, nu am cum să... Da, da, nu există la propriu. Adică eu acum nu înțeleg. Zi-mi pe față, tu acum ești retrasă? De tot? Da. Sincer. Bun. Ok. Nu trebuie să mai răspunzi nimic. Pentru mine, sincer, mi se pare că e bine faptul că ți-am văzut și latura asta mai bună. Pentru că, din păcate, nu am reușit să văd. Și sper ca de acum încolo să fie numai spre bine. Cu Rebecca, uite, de exemplu, asta este un lucru important. Chit că eu am spus că este 51 ea și tu 49 sau ceva de genul. M-a întrebat Ștefan ieri. N-ai zis invers. Nu, astăzi am zis invers. Ah, okay. În urma discuției pe care am avut-o, aș fi mizat că Rebecca mă face să mă simt mai bine, așa, din punct de vedere al caracterului. Doar că situația de pe conexiune astăzi nu mi-a plăcut-o. Mi s-a părut că l-a pus la zid, efectiv, pe nimic, că făcea pe bosul în fata. Nu, că nu mă mai chema, nu, că nu-mi spune, las-o așa. Mie nu-mi place genul ăsta de... Dar poate caracter. Și ea glumește. Nu mi s-a părut. Maluma, vrem să vedem și noi. Păi, deja Dalina... Da, ne-a rar. Nu noi. Rebecca. Ce îți pare pe tine capul? De curiozitate, vrem și noi. Exact, de curiozitate. Mă scuzați! Rebecca și Virginia vor să vadă camera. Și Ștefania. Și Ștefania. Deci și eu. Și Larisa. Da, că a zis și Larisa. Ce fată frumoasă, mă, că ești. Vrei? Băi, nebune, Rebecca n-a fost chemată, mă. Ce-ar vorbi? Că-s curioasă. Și eu acum. La mea cască? Ia să puțin că pare că e geloasă. Liber, dacă vrei să fie. Dai seama. Că s-a dus Patrick cu Roberta și tu tot cu Roberta și pe aia n-a chemat-o nimeni. E geloasă? Stai mă puțin. Băi, ai chemat-o. E geloasă că n-ai chemat-o nici tu, nici Patrick. Mă, stai puțin, one second, my brother. Gândește-te că ea, în momentul ăsta, a tăcut să asculte ce se vorbește la camera roșie. Pentru că stătea cu ochii așa. De ce am interesat dacă pare mai interesată de mine? Deci pare mai interesată de Patrick. Păi și nouă. Și vouă, nu? Sau... Deci amândouă dinspre Patrick? Bă, eu am simțit altfel, vă spun sincer. Că e mai interesată de mine, dar... Eu nu le mai înțeleg. Sau au avut o discuție cu Roberta și e interesată ce zice Roberta acolo. Poate fi și asta. Simt că ar fi foarte posesivă, foarte...
certăreață, cred, și nu m-aș vedea deloc lângă. Adică s-a înclinat balanța. Și exact așa e la mine cu Ștefan. Da, tu ai urmărit puțin emisiunea în momentele în care el era într-un cuplu? Nu. Dar am auzit că este gelos și a zis-o și el. De la cine ai auzit? De la fete, de la el. Și el mi-a zis că este gelos într-o relație. Pentru că noi am avut o discuție acum când, înainte de camerele roșii, și spunea că tu ai spus de mine că merg din floare în floare fără să mă cunoști și de el ai spus că este gelos tot așa, fără să mă cunoști și păi cumva nu, el mi-a zis. El a zis că e gelos. Pe Larisa, că Larisa ți-ar fi spus că el e gelos sau ceva nu, de genul. Nu, eu îmi fac singur o părere. Cum și cu tine, mi-am făcusem o părere, probabil, na, din ce am văzut și așa am crezut eu. Dar acum mai ai părerea asta despre mine? Nu, neapărat. Nu în totalitate. Bă, totul da. Bine față de cum... Ți-am zis că poți să-mi schimb părerea. Cum a decurs discuția dintre tine și Virginia, referitor la tot? Pentru că știu că ieri te simțeai foarte prost, ieri. Da, și m-am simțit